Salut, prieteni! Bine ați venit la un nou draft! Am făcut data trecută draftul finale Copa America. Aici e destul de interesant. Acum încercăm poate un nou challenge, dar depinde foarte tare de jucătorii care vin. 4-4-2 flat. Iar aici avem niște jucători super tineri. Este Camavinga. Vreau să fac draftul tinerilor, dar să și iasă frumos cu niște jucători tari. Ansu, Messi, toți! Trebuie să-l refuz pe Messi toți pentru Ansu Fati. Hai să facem draftul tinerilor, că este și Ansu. Îl avem pe Camavinga, doi jucători născuți în 2002, care deja, iată ce carduri au. Sunt carduri de altfel Future Stars și Havertz e 99, Haaland e în 2000. Nu pot să cred, s-a întâmplat și asta. Era tare Havertz, era peste Haaland, probabil. Acum că unui Haaland are 91 la agilitate, doar că e mai înalt decât Havertz. Da, Haaland, Fati, Camavinga, în draftul tinerilor, băieții de perspectiva ai fotbalului mondial. Sunt cu toții aici și am luat cel mai tânăr jucător din fiecare player pick. Îl luăm pe Jordan. E spaniol, e bine. Cu Fati o să aibă ceva chem, avem nevoie și de asta. Jucător pe dreapta, Tsigankov. Nu, are 80, acum nu cred că rămâne. Și stânga, Sané e 96, Rashford în 97. Și deja la un nivel foarte bun Marcus Rashford. Avem o echipă plină de tineri. E așa un fel de Dinamo, dar la draft, că ei mai au jucători din ăștia foarte tineri. 2000, e Cumbula de la Roma, albanez, chiar ne ajută pe Serie A. De Ligt. Sper că De Ligt e cel mai tânăr de aici. În 99. Nu, e la Croac, e la Croac 2000. La Croac e noua senzație din Bundesliga. Un jucător bun. Este francez, are ancoră. Nu e rău deloc. Poate Alfonso Davies? Fundaș stânga? Da, e acolo. Și cu siguranță va fi el. E născut în 2000. Davies. Davies, Camavinga, nu este rău. O să avem ceva chem. Asta contează. Fundaș dreapta. Momentan este Mukiele. Mukiele are 80. Link verde cu La Croix. Împoartă, poate în portar de Bundesliga. Hart sigur nu o să fie. E bătrân rău de tot. Este Castel, forță. Născut în 92, dar foarte potrivit de data asta. Da, avem 65 km, 88 rating. Echipă destul de bună. Davidson, Oyarzabal, el este 97. Jucător de 84, am putea muta partea în acest moment. Are full Ansu, au full toți cei trei spanioli. Și avem 76 chem, trebuie schimbat fundașul dreapt, care momentan e albanezul. Aici, dar la fix vine Gilbert, 94. Da, Gilbert trece acolo. La fel, linkul la Croa. Foarte important acest aspect. O să avem nevoie și de jucători pe dreapta. Dar până atunci îl luăm și pe Reguilon probabil. 96. Reguilon tot spaniol. Dar se potrivește bine Davis. Poate intră în primul minut în loc de Mukiele. Sau în loc de Gilbert, că e cam lent. Hai că îmi place. Cu Ansu și Haaland. Giorgio Chiellini. Wow. Rosie născut în 96. L-am ales. Hai să prindem și pe dreapta un jucător bun. Nu știu cine ar putea să fie, dar am avea nevoie. În 95, Palinha. Legendarul portughez. Campion cu Sporting. Goretzka, 95. Cu siguranță este Goretzka. Care merge mai bine cu Haaland decât Camavinga. Totuși Camavinga trebuie să fie acolo. Dar îl poți schimba pe Jordan. Vedem. Sigur ar putea să intre. Paredes, 94, e Jesus în 97. Cât de bun era Paredes în acest moment. Trebuie să iau pe Găbițu. Găbițu care nu este rău, dar se putea și mai bine. David, o să fie David. 2000, nu-l face nimeni. Jucătorul lui Lille. Nu prea are loc. Doar dacă îl bag pe Camavinga. Dar îmi trebuie un mijlocaș dreapta. Wow, cât de bun era Hazard. 91. L-a făcut Depay. Depay a născut în 95. Nu-mi dau seama dacă am putea să-l băgăm. Momentan nu cred.
Casemiro, Gini. Wow. Nu o să fie mai înalt, domn. Iunie 92, februarie 92, Casemiro, o să fie Oliveira. Mai avem încă un jucător. Îmi place cum a ieșit echipa, chit că n-avem mijlocaș drept. 95 acum, Kimmich. Da, bun, păi Goreasca rămă, Kimmich acolo, 91 chem. Mamă, am făcut peste 90 chem în draftul tinerilor. Da. Draftul jucătură de perspectivă și Kimmich are catalist. Da, mai avem un portar. Poate e Neuer, dar nu cred că s-ar încadra. Nu, am prins portari mai slabi. Meret este născut în 97. Pe bancă îl bag pe Palinia. Acum, Davis poate să rămână acolo dacă avem antrenor de Bundesliga. Și n-am primit unul. Am primit antrenor norvegian și e mult mai bine decât mă așteptam. Alt antrenor nu ne ajută. Avem antrenor pentru Erling Haaland și peste 90 chem. Și țin pe Goretzka în full chem. Schimb Gilbert, Kimmich, Mukiele. Și vor intra Fati, Jesus și cu Reguilon. Și asta este echipă cu adevărat bine construită. Primul match, 91 rating, 4-4-1-1. Lautaro Martinez, Acuña, Vasquez. În apărare n-are fundaș central prea buni. Destul de expirat și Dembele, aș zice. E o echipă bună totuși. Probabil și cu jucători pe bancă la 91 rating, cu un fundaș de 79. Sigur, 3-4 jucători cu peste 88-89 rating pe bancă. Poate unii dintre ei destul de buni să intre. Oh, ce pasă de Erling. Ansu își întoarce adversarul. Ansu, ăsta e. Sper că își va reveni Ansu, nu se va mai accidenta atât de des, a avut probleme la menisc, de ce nu prea l-am văzut la Barcelona în ultimul sezon, dar un jucător foarte talentat. Găbițu, drop pentru Fati, ball roll, trece Fati, no, e blocat în ultima secundă. Jesus. Jesus, Davis o scoate până la Goretzka, Goretzka! Ratează, a apărat Alisson. Este a doua mare ocazie a meciului, cam asta a fost până acum în minutul 60. Oh, ce centrare, apără Castells, de două ori aproape s-o scoată. A doua oară Rebic îl învige, este 1-1. Haaland, haide, du-te. Camavinga, nu-i potrimite. Îl ține pe Erling. Erling scapă, trage Erling Haaland. 2-1. Erling Haaland reușește să marcheze până la urmă. Omul pe care Dortmund nu vrea să-l lase să plece. Oh, ce pasă, cât de liber e acolo. Coman se mișcă oribil în aceste momente. O grămadă de lag, nu știu de unde a venit. 2-2. Haide Haaland. Memphis rămâne la el. Depay, nu cred, n-a mutat portarul. Dumnezeule. Da, suntem în prelungiri din primul meci. O bucurie totală, 2-2. Am avut ceva șuturi, dar e destul de greu cu Haaland, având 3-3 stele, e și foarte înalt. Nu e foarte combinativ. Probabil marea mea problemă. Nu prea arunc centrări, deci aici nu ne ajută înălțimea lui Erling Haaland. Dar o ducem noi la capăt, 100%. Asta e. Fati, în care o trage Fati, super preluare, șut la scurt în forță. N-a putut fi oprit acest atac. 3-2. Haaland, bine, rău de tot aici. Minge ajunsă la Camavinga. 4-2 cu noroc. A fost o fază interesantă. Nu se poate. Depășit al fost Davis la cap. Bine, a fost Cristiano Ronaldo. Dar meșter pe centrări, omul meu. Două goluri după două centrări periculoase. Nu, no, suntem total depășiți. Unde este toată echipa? Rebic. De neoprit. Doamne, este 4-4. 5 minute care n-am existat.
Nu credeam că mă mai egalează, dar parcă n-am fost pe teren. Cama. Holland, haide Holland, o rupe Holland. Asta e, mă. 5 la 4. A rupt partea Holland. Am încercat o centrare, ultima lui șansă, dar de data asta Davis mult mai bine plasat. 5 la 4, meci nebun încă din prima și înainte, cine știe cine mai așteaptă draftul tinerilor. Meciul 2 este pe acolo cu Vini, 191 într-un 4-5-1 atac. Cu siguranță câțiva jucători care ar putea fi schimbați, dar Pele cu Vini deja reprezintă o forță ofensivă senzațională. Oho, Salah și o scoat cu Rosier, chiar de pe linie. Nu sta greu de meci, n-am avut încă o șansă de gol, dar acum pe contraatac pare că putem să marcăm. Jesus, crocheta cancel, trage în blocaj. Am avut și noi un contraatac. Holland pentru Fati. S-a dus Ansu. Ball roll, până la urmă este parada lui Lunin. Chiar mi-a luat puțin mingea, mi-a suflat acolo Sergio Ramos. Balon nou pentru Holland. Nu prea avem scheme cu el, dar are un control extraordinar și nu știu de ce, dar nu m-a atacat deloc acolo. 1-0 cu norvegianul. Oh, ce pas acolo pe ele, prea liber. Aveam un fundaș cu care am presat puțin și am lăsat un culoar pentru Pele. Bineînțeles că sunt taxat instant. Acum însă, poate din kick-off să marcăm. No, Varane, foarte bun în defensivă. Memphis. Este un dribling bun. Holland apare acolo. 2-1. Ce golgetter e acest Holland toți. Chiar trimite foarte bine la poartă cu piciorul stâng. Depay, foarte bine acolo. E în careu Memphis Depay până la Holland. E fault acolo. Da, avem penalti. Ramos îl ia pe sus cu full și cu tot pe Erling Holland, deși este dita mai omul. Și o să fie Holland cu penaltiul. Hat-trick pentru Erling Holland. 3 goluri marcate în acest meci cu numărul 2. No, Salah. Am trecut acolo foarte aiurea. Am făcut un dribbling care nu trebuia făcut. Oh, ce pasă de Erling. Ansu. Rapid și Varane. E faul de roșu, aș zice. Prin alunecare, ultim apărător. Este eliminat Varane. Avem clar șansă mare de tot de a câștiga meciul de aici. Și avantaj de un gol. Iată-l liber pe Fati. N-are cum Ramos să-i țină pe amândoi, mai ales că nu este nici foarte rapid. Ansu Fati, dublu ball roll, 4-2. Este penalti. Nu, am intervenit acolo cu un hard tackle la croala Pele. Bate Pele și a bătut bine. 4-3, rămâne în meci, dar mă îndoiesc că va face ceva fără Varane. Nu se poate. Salah cu finesse, Salah toți. Este 4-4. Ce ar mai fi? Băi, nu-mi imagineam că mă va egala. No, sunt într-un 1v2. Rashford și Pele. Și m-a bătut. Dumnezeule, cum să mă învingi cu om în minus? Deci nu înțeleg, n-am mai avut nicio ocazie. Da, o victorie. Nu-mi vine să cred că am pierdut. Deci chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo, frate. Pur și simplu dominasem acele minute. N-am avut șanse dintr-o dată și chiar eram foarte atent. Deci nu este vorba de neatenție, că altceva nu făcea. Eram atent să nu primesc 3 goluri pe finalul de meci. Dar uneori ce să faci, pur și simplu, e strigător la cer. Rodriguez, da, ce să prind din Goldpack? N-am ce să fac. Un K acolo, niște jucători care trec la Quixel. Și mai am un premium gold pack, din păcate 2 meciuri, un draft care a ieșit foarte frumos, cu jucători tineri de senzație, dar care are doar 2 meciuri de această dată. Din premium gold pack îl prind pe un TT,
destul de bine. Umtiti este chiar 7400. Da, și cam asta a fost. Dacă v-a plăcut acest draft, nu uitați de like acolo. Dacă mai aveți challenger pe care vreți să le vedeți, puteți să scrieți în comentarii acolo să mai dați idei. O să-mi iau din comentarii idei de acolo pentru următoarele drafturi. Cam atât, oameni buni. Pa, pa!